Mai 2017. În clădirea Muzeului Național al Literaturii Române, din calea Griviței, numărul 6466, pe o ușă a fost lipit o coală A4. Aici, Teatrul Dramaturgilor Români. Dincolo de ușă, o mână de oameni și visuri. Viitoarele cochete săli, Iosif Naghiu și Ion Băieșu, sunt în construcție. Amenajări, dotări și praf. Dacă am zice că de stele, n-am greșit, am fi anticipat. Primul spectacol la teatrul de comedie. Norocul începătorului sau viitorul prieten la nevoia timpurie se cunoaște. Confidențial, scene arghesiene. Gata, a trecut, cum ne-a stat inima în gât. Dumnezeule, parcă e și amuzant că tot acolo stă și astăzi. Nu știu cine ne-a dorit nouă să nu ne pierdem emoția, dar ne-a dorit aprig și din suflet, căci prea s-a legat pe viață. Mai 2020, în ordinea intrării în scenă, Dan Tudor, Felix Crainicu, Ingrid Bonța, Alexander Hausvater, Mircea Tiberian, Paul Chiribuță, Radu Gheorghe, Victor Ioan Frunză, Marius Podochi, Ruxandra Bălașu, Felix Alexa, Alexandru Maftei, Alexandru Noi, George Bănică, Marius Drăguș, Rodica Popescu-Vitănescu. 24 de spectacole sub semnătura lor. Mâna de oameni a devenit echipă și visurile s-au împlinit și s-au ratat, au trecut de ușă și se plimbă la etajul al treilea, dintr-un capăt într-altul, cât e ziua de lungă. Astăzi am greșit, deci am învățat. Cam așa stau lucrurile la început de drum. La mulți ani, TDR! La mulți ani cu dor, cu dragoste și recunoștință infinită vouă, actorilor, regizorilor, scenografilor, muzicienilor, coregrafilor, oamenilor de la scenă, oamenilor din birouri, oamenilor din sală. La mulți ani mutați din cărți pe scândură, dramaturgilor români, la mulți ani și o singură dorință.